înainte de a începe acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Revenim cu videoul. Salutare, fraților, Ștefan și bine v-am regăsit la un nou clip, fraților. De data asta vreau să fac un mic info video despre unele schimbări pe care vreau să le fac pe canal. Doar că părul nu mi se deloc bine și l-am foarte mare, așa că mergem să ne tundem și vedem cum o rezolvăm. Deci, am revenit, fraților, cu info-videoul. După cum puteți vedea, m-am și tuns, m-am făcut fresh câteva ore mai târziu după ce am pus prima parte. Ei bine, fraților, vreau să vă zic că vreau să fac câteva mici schimbări pe acest canal. Prima schimbare ar fi că eu aș vrea să-mi schimb numele la canal, adică numele meu, Ștefan HD Gaming, îmi pare un nume foarte ciudat și foarte lung. Iar următorul nume care vreau să fie și cu care vreau să-l schimb este Ștefan cu 2 de F. Da, nu știu, m-am gândit ce nume să-mi pun, nu prea găseam și ăsta mi s-a părut cel mai ok pentru canalul meu, deoarece mă reprezintă fiind numele meu un pic modificat cu o literă. Ștefan HD Gaming îmi pare un nume așa lung și când zici lung, bă, mă cheamă pe YouTube și faci game, dă-și 1000 subscribe, sună foarte ciudat, frate. Și nu vreau să practic să-mi schimb numele neapărat, adică vreau să schimb avatarul și bannerul. Doar că nu mai vreau să mai pun pe Ștefan HD Gaming numele, deoarece nu mai plăcea pus, era prea lung și când ziceai cuiva că te cheamă Ștefan HD Gaming, era ceva genul what the fuck, ce mai ești ăsta. Știți? Și astăzi vreau să vă zic că am să schimb avatarul, bannerul și numele. A doua chestie pe care vreau să vă zic este că am intrat practic în vacanță, sunt în școală altfel după cum bine ați văzut. Până să termin vacanța am să fac live-uri zilnice, în afară de sâmbătă și duminică, din cauza că eu voi fi din păcate plecat într-o excursie, bine, din fericire și din păcate pentru că nu pot să postez, dar din fericire pentru că mă o să mă distrez. Într-o excursie undeva pe la Timișoara și plec dimineața la 6 și mă întorc seara, așa că n-am să pot să fac live și nici sâmbătă, nici duminică. Îmi pare rău, am să dau anunțuri pe Discord, o să vorbesc cu prietenul meu, Sebi, să deschidă serverul, să vă jucați acolo, să faceți toate cele. Și n-o să fie nimic diferit. A treia chestie sunt jocurile pe care vreau să le joc în continuare. Am observat că în ultimele live-uri precedente cu Minecraft, pur și simplu, voi apreciați foarte mult Minecraft-ul, că joc cu voi și chestia asta, sincer, mă încântă într-un fel. Dar când fac live-uri cu Fortnite, de exemplu, CSGO, nu prea am testat Brawl Stars, o să fac un live între cu Brawl Stars, să văd cum îl apreciați și am să fac și pe viitor un chest opening, când o să fac 990 ceva de trofei pe Brawl Stars, o să fac un mini chest opening și o să-l iau pe Brock. Doar că vreau să văd cum reacționează mai mult la Fortnite, CSGO sau Minecraft, să văd ce vă place mai mult. După fiecare live făceam cam o oră jumate Fortnite, CSGO, Brawl Stars, etc. Și continuam cu Minecraft, o oră, două, trei și nu știu, vreau să văd jocurile care vă plac. Puteți să scrieți și în comentarii jocurile care vă plac mai mult de la mine, Minecraft, mă dat pe live-uri mă refer, pentru că clipurile o să revină după vacanță, adică eu o să mai postez Minecraft, mă dat Pixel, mă dat toate astea. Pixel mă, nu cred că e cea mai seria pe care nu o să o fac niciodată pe live. O să postez de îndată ce o să înceapă școala după vacanța de Paște. Ca de obicei cu un live de seară. Ceaules, fraților, vă pup!